Da, bună România, ne-am întors în direct. Între timp înțeleg că a fost investit de către domnul președinte Klaus Iohannis, domnul Hurduc, în funcția de ministru al cercetării. S-au întâlnit doi fizicieni acolo la Cotroceni, parcă și văd dialogul. Parcă și imaginez un schimb de replici între cei doi, bazat schimbul de replici pe niște studii științifice, nu așa anapoda. Cine e al doilea fizician? Domnul Hurduc, nu e fizician? Sau ce e? Ce ar trebui să fie? Nu-mi dau seama dacă chiar în viața lui, ar putea fi inginer. Inginer, mă rog. Iată-l în imagine, probabil că la Halloween-ul de anul trecut, deci cu un an în urmă de Halloween, iată ce figură frumoasă a făcut domnul Hurduc. El nu s-a mai machiat, s-a gândit, domnule, e suficient să apară așa. Deci eu bănuiesc că multă lume se speriază. Nu trebuie să speriem, asta era ideea. De la Palatul Cotroceni, scuză-mă, n-am fost atent imaginile. Da, sunt imagini de la investire. Așa s-a dus prezentat. S-a dus împreună cu acești doi colegi de PSD. Domnii sale, da, să se costumeze frumos. Azi, dacă mergem la, vreau să prezint întreaga. Deci, stai, domnule, să luăm, da. E ministru cu secretarii de stat de la Ministerul Cercetării. Imagine de la Cotroceni cu foarte momentul bine. Învestirii domnului Hurduc. Domnul Hurduc. Da, apreciez că domnul Hurduc s-a îmbrăcat foarte elegant. Pentru secolul, secolul 18 ar fi făcut senzație. Tu nu știu dacă ai fost prin Olanda, în urmă cu 300 de ani, de exemplu. Ar fost extrem de apreciată garderoba domnului. Și când spui că în urmă cu 300 de ani nu e ceva imposibil, pentru că știm cu toții că timpul este o iluzie. Pe lângă faptul, explică-mi mie pe asta. Dacă timpul este o iluzie, cum mai venim noi din viitor? Deci, iată un moment straniu, iscadă domnul acesta întrebat de vorbă de două ori. În două privințe a spus două lucruri contrare. Pe de o parte, teoria domniei sale este că noi venim din viitor. Într-o lume paralelă, dar din viitor. Pe de altă parte, întrebat în legătură cu adeziunea sa la Partidul Social Democrat, a dat un răspuns de genul acesta. Eu v-am spus, citesc din memorie, eu v-am spus că am fost simpatizant de stânga și simpatizant al PSD de multă vreme. Desemnat adeziunea, să știți că nu știu dacă e foarte important, că acum o lună, că acum un an, că acum 10 ani, nu mi-aduc aminte exact, sunt câteva luni. Aș spune un lucru, timpul este o iluzie, zice domnul ministru. Timpul e o iluzie, asta eu spune domnul Dragnea lui aia mică. E zice Irinei, timpul e o iluzie. Câți ani ai împlinit Liviu acum pe 28? Dragă Irina, timpul este o iluzie. Puteți să vedem imaginile de la Cotroceni, că înțeleg că imaginea pe care am văzut n-ar fi fost de la Cotroceni, de la o ședință de partid, de la CEX. Dar iată intră ce festivitate. Multă lume bună, foarte multă lume bună. Toate doamnele au venit cu ocazia acestui domn. Uite și domnul Teodorovici între doamne. Păi domnul Teodorovici nu știi că e președintele de onoare al doamnelor? Deci tot ca doamnă îl trece și pe domnul Teodorovici. Sigur că trece în caut. Cu afurea domniei sale. Iată, și aici se jură că nu fură. Domnul se jură că nu fură, dar se jură cu mâna pe Biblie, deși inexplicabil. L-am prins cu carnetul de membru în PSD, deci. Nu, da, întrebarea e de ce jură pe Biblie, că înțeleg că dânsul este ateu, are alte circunstanțe atenuante. Ba da. A spus în clar. A spus că el nu crede. Deschis la orice. El nu crede nici mai mulți, dar nici, a zis, domnule, venind în viitor. Deci bănuiesc că nu e vreo teorie biblică. În viitor nu mai fi niciun Dumnezeu? Ce crezi tu că se te întâmplă? Nu știu, dar pare că oamenii ăștia n-au niciun Dumnezeu, nu neapărat că n-ar fi. Da, eu să știi că eu l-apreciez pe nou ministru al cercetării, pentru că spre deosebire de domnul Andrușcă, da? Care are un comic involuntar, de multe ori de situație, genul de comedie la care te amuzi, fie când ești extrem de obosit psihic, fie când n-ai reușit să intri în acela de replici. Arhimede, principiul baselor comunicante. Nu, inginer chimist. PSD are un fetiș cu inginerii chimiști la Ministerul Educației, Cercetării și zona asta. Numai pe asta merge. Și Cati Andronescu tot acolo vine. Cred că aici domnul Klaus Iohannis l-a întrebat, e adevărată declarația dumneavoastră cu venitul din viitor? Chiar ați declarat așa ceva? Că mi-au prezentat la mapa de presă, da. Păreți mai degrabă din un om al trecutului. Am văzut niște imagini, părea că veniți din Olanda anilor 1700. nu, din viitor vin. În viitor, sigur, atunci aveți fi un foarte bun ministru al cercetării. Îți imaginezi că Ministerul Cercetării nu reprezintă absolut nimic dacă Klaus Iohannis n-a avut niciun fel de probleme. Da, sigur. Cine-i? Domnul Hurduc. Sigur. Ne-a explicat domnul Dragnea cât de important e cercetarea în anul acesta, în anul 2018. Cercetarea penală e foarte importantă. Aia altceva. Da. Cercetarea asta de la Ministerul Cercetării, păi adică fratele mai mare, Ministerul Educației, nu reprezintă absolut nimic, nici măcar nu s-au forțat să mimeze că găsesc un locuitor pentru cine era un locuitor la Valentin Popa. Da. Deci pleacă Valentin Popa și rămâi descoperit. Dar cine va călca pe umele marelui Valentin Popa, a fost ministru? Hai să sunăm la domnul ministru în aceste momente, să-l felicităm pentru această situație și să încercăm să-i cerem, da, domnului Hurduc și câteva explicații. Nu știu, bănuiesc că a părăsit incinta Cotrocenului, poate dacă ne întreabă
Dacă e în direct sau nu, îi spune timpul, e iluzie. Poate sunteți în reluare, domnul Curtu. Puteți. Hai să sunăm la domnul ministru, să-l felicităm. Domnul ministru al cercetării în aceste Nicolae moment. Curduc, inginer domnul chimist, Nicolae. Decan. Nicolae Curduc. Ișan. Și, bineînțeles, liber cugetător, văd. Da, cugetător n-am auzit. Liber deocamdată, ca fi și domnul Dragnea. Ceea ce pentru PSD e totuși. Da. E totuși o performanță. Dom'le, e un om liber. Hai să găsim oameni liberi. Oameni liberi, da. Sunăm la domnul Curduc acum și acum, nu știu, urmează o remaniere. Bănuiesc că va trece cu bine această remaniere. Nu? Adică ar fi interesant să și o să-l remaniem și pe domnul Curduc, pentru că nu se poate continua așa. Ați văzut ce performanță. O să remaniem. Poate va fi singurul remaniat. Dom'le, vai, la, din presiunea asta remanierilor. Mi-a mințit că vine din viitor, da? Și când ce să vezi acolo, nimic nou. Păi ce facem, domnul Curduc? V-am pus la cercetare, nu să vă apucați acum de cercetat. Da. Am crezut că veniți din viitor cu cercetările gata făcute. Da. Că ne aduceți focul, ne aduceți deci secretul. Am crezut că vine și... De ce închideți, domnul Curduc? Așa închis, e politicos în viitor? Telefonul? Da, pare că a închis domnul Curduc. Păcat. Păcat. Era un moment într-o cercetare. Care... Tocmai cerceta acum ceva cerceta acolo. Telefonul... Dacă punem un pic de fonduri europene, ce se întâmplă? Nu puneți fonduri europene. Nu puneți că e jale. Nu puneți că... Am mai pus și eu fonduri europene. Aoleo, și... Ce ați fum ați făcut aici? Da. Ieșiți afară. Da, apropo de fum, domnul Teodorovici, pe care l-am văzut în imagini, întrebat în legătură cu remanierea. Da, cu toate prostiile îl deranjează pe om. A avut și o declarație în sensul acesta, care sigur a pus paie pe foc. După mulți ani de zile, eu fiind poate cel mai vechi dintre colegii mei din administrație, acum se dă destul, toți încearcă să pară mai tineri. Timpul este o iluzie, el vrea să pară mai experimentat un pic, vrea să pară mai în vârstă. Dom'le, când am început eu toată treaba asta cu politica română, păi era domnul Iordache la era Ion Iliescu, da. Lângă Petre Roman, da. Nu știu dacă a apărut Tăriceanu. Nu știu dacă a apărut Tăriceanu, mi se pare că nu-l lăsase încă Dana Medeo Lăzărescu să vină și el. Tu până la 23 de ani nu ești în casă. Nu, ăștia eram. Iliescu. După mulți ani de zile, eu fiind cel mai vechi dintre colegii mei în administrație, văd altfel lucrurile, zice. Cum le vedeți? Trebuie să mergem mai departe. Altfel mai bine, mai rău, contează. Sunt preocupat să-mi fac treaba și că e weekend și că e noapte și că e zi. Sunt obligat să vorbesc cu doamna premier. Mă, asta da, aici vă înțeleg. Eu v-am pus să fiți ministru. Deci pare cumva o corvoadă. Domnule, sunt obligat să vorbesc cu doamna premier. Deci domnule, sunt obligat să muncesc în weekend, noaptea, am înțeles. Asta n-am înțeles. Asta e că e viața de demnitate. Păi nu, da, așa explică omul faptul că merge până în cluburi și care are acest comportament. Păi merge până în cluburi, merg estimativ, din punct de vedere al ministrului de finanțe, merg. Cât se consumă, fiscalizat, dacă ANAF își face treabă. Dar ce crezi, că merge să se distreze? Nu, Răzvan. Și când... Domnul Teodorovici să se distreze. Nu l-am văzut niciodată și nu are aspectul unui om distrat. Mai degrabă distractiv. Distrat doar când uită să-și plătească taxele către stat, că acolo, într-adevăr... Înțeleg că și-a plătit și taxele. Dar cu mare întârziere. De gen, după ce a apărut știre la televizor pe subiectul ăsta, și a zis... Nu, dar asta l-a înființat ca ministru, pentru că vezi că la Partidul Social Democrat, ministrul învățământului a Gramat, ministrul de finanțe are datorii la stat, adică trebuie să ai totuși niște ministrul zone... învățământului nu mai e deloc. Sau, mă rog, nu mai e deloc ca și, mă rog. Dar vine domnul Curduc la cercetare. Da, domnul Teodorovici explicând că lucrează zi și noapte. Noaptea știți că Partidul Social Democrat... Noaptea are o măsuță într-un club retrasă. Nu e bine să lucrează noaptea. De aia nu lucrează din Palatul Parlamentului. Dânsul are o masă rezervată la un club. Și se duce acolo ca să, dacă văd niște lumina aprinsă la birou, iar eu stau noaptea ca hoții. Nu e bine. Și așa lucrează noaptea precum clubării. Da. Ca discotecari. Și noaptea ca discotecari. Și când îl vedeți pe în vacanță, eu știu că merge și nu, el lucrează în sensul că finanțează. În deplasare. El finanțează. Ca ministru al finanțelor finanțează tot felul de cluburi. O infuzie de capital, pe litoral. Da. Bun. Totuși să știți că asocierea cu Partidul Social Democrat nu e neapărat ceva ușor de dus în viață. Am văzut-o și pe figura domnului Salam, o vedem și pe figura domnului Barbu și aici mă refer la domnul Barbu de la AEP, președintele domnul AEP. Daniel Barbu. Domnul Daniel Barbu, că altfel nu putem fostul să-i spunem. Fostul ministru, așa zis, penelist al educației. Al culturii. Da. Domnul Barbu, cum să tai la așa în viața domniei sale, o luase așa cu câinele, pentru că are un câine. Are. Și cum mergea cu câinele, s-a întâlnit cu un contestatar, să zicem. Cu un om contestatar. Hai să vedem o situație destul de contundentă petrecută weekendul acesta între domnul Barbu și un contestatar. Imagini în care remarcăm cum domnul Barbu era plimbat de câinele său, că părea mai degrabă câinele că îl plimbă.
Știm cu toții că presa este câinele de pază al societății. Și am crezut că vorbește cu câinele. Și spun, lasă, domne, că n-a făcut nimic. Aceasta sluga al lui Dragnea care plimbă pe barbu pe stradă. Și mă gândeam, lasă, domne, câinele, că n-are. Pe care mi-am amintit. Nu, domne, și câinele e PSD-ist. Are câinele PSD-ist. Domne, din câte știu, voi verifica această informație în timp real. Se poate așa ceva și la televiziunea de știri. Voi verifica să văd dacă este câinele care a apărut într-un spot electoral. Pentru că ALDE a avut la un moment dat un câine într-un spot electoral. Verificăm acum dacă este câine. Că dacă este acel câine, da, atunci și câinele-i sluga lui Dragnea. Vedem dacă, până la urmă, câinele coincide. Dar hai să vedem până una alta, un alt moment tensionat, pentru că domnul Barbu naște astfel de tensiuni. Adică n-am văzut, nu știu, nu prea am văzut membrii, sau mă rog, afiliații ai Partidului Social Democrat sub diferite forme, nu i-am văzut atât de contestați pe stradă cum este domnul Barbu. El a mai avut o problemă în momentul când era ministru culturii, sigur, atunci era și ideea cu Roșia Montană. Haideți să vedeți până ce a trecut domnul Barbu în dialog cu electoratul, că altfel nu putem să-i spunem. Calumniator, eu nu dialoguez. Numai cu oameni decenți. Bun. La o calomnie, ce acolo. Știți că e o faptă penală ce ați făcut. O faptă penală? Dumneavoastră faceți fapte penale cu cultura. Cunoscutul interpret Florin Salam ruga să urmărească emisiunea, că nu vezi că vorbesc despre tine acolo, probabil că a dat pe B1 TV și urmărind imagine, poate că în acest moment îl caută pe Facebook pe domnul Barbu să-i scrie și eu am trecut până ce treceți dumneavoastră weekendul acesta, știu ce înseamnă să fii contestat. Doar că Florin Salam nu era chiar atât de disponibil pentru a face cale liberă dezastrului de la Roșia Montană. Adică ce s-a întâmplat acolo cu Daniel Barbu, sigur, e urât să se întâmple într-o democrație, dar știi ce e mai urât decât atât? Ce a făcut Barbu la Ministerul Culturii. Și asta e doar o poveste cu Daniel Barbu, cel care nu s-a opus Roșiei Montană, dar nu s-a opus la nimic din ce a vrut PSD-istul. PSD-ismul din România. Da. Dânsul a încercat să desfințeze, era la un pas să desfințeze Muzeul Țăranului Român. Nu știu dacă știi. Și acolo... Uite, se că... poate întâmpla oricui răzvan să treci până în momente tensionate. Dar mai ales că Rovana Plumb avea nevoie de clădirea respectivă și domnul Barbu, acest apostol al culturii. Deci înseamnă prietenia până la urmă. Vezi ce înseamnă prietenul care... Ai văzut că cum e câinele prietenul omului. Așa este și, avem și câinele Barbu, electoral. Prietenul avem politicianului. Și acest câine electoral. Uitați, nu e același câine. Nu e câinele... Nu e același câine. Deci ne cerem scuze față de adevăratul câine al domnului Barbu. În spotul electoral, imaginea e de spotul electoral al Daniel Barbu la alegerile pentru primăria generală, unde a luat 5, poate chiar 6 voturi, n-am fost atent până la final, apărea acest câine. Deci ăsta e câinele electoral de la ALDE. Aflăm și al cuiva pe parcurs. Da. Nu dau seama că e al cuiva din partică, altfel, de ce ți-ai scoate câinele? Să-l faci de râs în spotul electoral al Daniel Barbu. Întorcându-ne, Daniel Barbu a vrut să fuzioneze Muzeul Țăranului Român cu Muzeul Satului, și să elibereze acea frumoasă clădire care până nu de mult nu așa funcționa ca muzeu al Partidului Comunist. Nu era păcat să nu exploatăm o clădire în buricul târgului? Îl duce mintea la prostii pe domnul Barbu? A venit Gizel Șterbu și le-a stricat jucăria. Poate că și plimbarea asta pe care o avea acum se uita la clădire. Clădirea asta ocupată în apă, dacă se pot întâmpla lucruri frumoase cu ele.
Ați văzut cum se plimba cu câinele estimativ așa pe București? Mă rog, ideea este că... Domnul Daniel Barbu n-a dispărut din peisaj. Dânsul este președintele AEP, Autoritatea Electorală Permanentă. Și că zicea Dragnea în urmă câteva zile că extrema dreapta de la USR era într-un delir de ăsta. Spunea, sunt protejați de instituțiile statului. Păi vedeți că Daniel Barbu a referindu-se zis la această... Nu știu la cine se referea. Nu, a zis că, că era o problemă păi cu... ce, Daniel Barbu îi protejează pe ea de la USR? Păi așa cumva pare, nu știu. Eu am avut senzația că nici Daniel Barbu deci n-a putut cum... să demonstreze acuzațiile. Cum asta domnul Dragnea are în favoarea sa, mă rog, în subordinea sa, una după alta, toate instituțiile statului, cu toate acestea el pare în opoziție. Pare că se luptă cu ceva. Vedeți ce paradoxul e incredibil. Deci să ai totul în subordinea ta, inclusiv Partidul Social Democrat, că și cu ăștia se luptă. Inclusiv ALDE. Lasă că la Partidul Social Democrat ești președinte. Da, ai subordine ALDE. Ai subordine UDMR parțial. Și ai grupul UDMR nu are scandal mare. I-a lăsat pe... Zic, domnule, e foarte rău asta cu spălarea banilor. Trebuie să vină... cum se numesc? Care trebuie să prezinte... Cum se numesc, mă, în cap acum? Răzvan. Ce să prezint? Când, deci, de-aia lăsat pe ăștia de la UDMR să își facă singur. Spălarea banilor. Spălarea... Să prezinte beneficiarul real. Beneficiar al cui? Al organizației non-guvernamentale a minorității naționale. Asta, ONG-urile. Mai așa, domne. Deci, ONG-urile, păi trebuie să spui Soros, că îmi dădea seama la ce te referi. Se vedea așa, impresia lui, se spală bani, deci trebuie cumva să-și prezinte neapărat. Dar, dacă sunt din partea minorităților, atunci nu e nevoie să prezinte nimic. Deci atunci cumva, deci dacă e grav că se spală bani așa, bă, atunci înseamnă că ar trebui să fie grav și că minoritățile spală bani. Nu, vedeți că el este tot timpul în opoziție cu toate câte îi sunt în subordine. Acum mă gândesc la fătuca aceasta atât de menționată în emisiunea asta, nu știu de ce. Nu, azi nu știu ce am, tot îmi vine în minte. Irina, mă, te trezești că și ea va fi într-un conflict cu Liviu Dragnea la un moment dat. De ce? Nu-l mai suport, deci o să-l vedeți. Cum să nu-l mai suport? O să vedeți un conflict între toți care sunt în subordine, cumva îi se opun la un moment dat inexplicabil. Mă rog, domnul Liviu Dragnea și lupta sa cu ceea ce este în jurul său, și anume ăsta care el e acuzat, abuzul în serviciu. Avem de a face care și cu abuzul nu în mai serviciu. E, nu mai, abuzul era pe vremea noastră. PSD și-a pus la treabă după decizia CCR oamenii de vază. Și anume, păi cei trei, nu știu, cei trei tenori. Florin Iordache, Șerban Nicolae și cu voia noastră ultimul pe listă. Da, Eugen Nicolicea. Și se pare că a intrat în coliziune cu Liviu Dragnea până și abuzul în serviciu se termină. Ar fi vrut să facă un quartet de coarte acolo la Partidul Social Democrat. Coarde în sensul bun al cuvântului, că există și coarde... Nu ești familiarizat cu muzica clasică? Fiind familiarizat, mă gândesc că e în sensul bun. Sigur, dar... în sensul meloman. Am pornit de la melomanul Florin care Salam. L-a pognit pe Florin Salam, da. Am la melomanul Liviu Dragnea. Da. Deci au încercat un quartet de coarde, da. Dar... Știi cum domnul președinte al Comisiei Juridice de la Senat, da. Domnul Robert Kazanciuc, verișorul domnului Ponta până alianță, cântă fals pentru PSD. Și au rămas doar la trei. L-ar fi vrut și pe el în gășcuța asta, dar... S-a mers pe ideea de trei, trei. Bun, domnul Zegran explică până la urmă care e soluția care îl va exonera pe domnul Liviu Dragnea de această tendință de a intra la închisoare. Are tendința de a intra la închisoare. E această tendință. E de mare sezon sau nu mai e mai degrabă de mare sezon, nu cum ar zice domnul Negoi? Nu se mai practică închisoarea. Da, politica penală a țării este opera Parlamentului, zice domnul Zegran. Ei stabilesc, vezi că opera, se merge în continuare pe zona de muzică. Clasică. Ei stabilesc dacă o faptă este sau nu este infracțiune sau dacă dezincriminează o faptă sau o incriminează altfel, zice domnul Zegran. Ei pot să modifice articolul respectiv să-l pună de acord cu decizia CCR sau pur și simplu pot să renunțe la el. Numai că infracțiunea, nemai fiind în codul penal, nu se mai pedepsește, zice domnul Zegran, anticipând așa niște planuri pe care domnul Dragnea le are cu țara asta și cu, practic, cu viitorul. Na, într-o relație cu viitorul, domnul Dragnea cam așa a gândit-o. Dom'le, hai să terminăm cu abuzul în serviciu și în momentul ăsta s-a și vindecat toată acuzația. Și practic n-am făcut nimic în trecut. Da. Dacă modificăm viitorul, spălăm trecutul. Pentru că timpul este o iluzie. Și de asta l-a adus pe Hurduc. Omul ăsta care tot merge pe ideea de timp. Și fii atent că cu Hurduc o trece. Va face o conferință de presă. Când noi vă spune, dom'le, s-a grațiat de facto modificând legislația... Și-a anulat faptele, chestiuni de acest gen. Și va veni cu Hurduc, oameni buni, calmați-vă. Nu. Vă rog, maestru Hurduc, explicați. Maestru Hurduc, vă mulțumesc. Probabil vine și cu pălărioarea și va spune, oameni buni, nu. Dânsul nu și-a modificat faptele din trecut cu legislația din viitor. Din potrivă. Timpul este o iluzie. Faptele nu s-au comis.
Pentru că pentru a se comite la momentul vorbirii ar trebui să vorbim de o faptă penală. Corect. Căci altfel e doar un gest, ca oricare altul. Da. Ori dacă în momentul de față, bravo, noi nu mai avem lege care să incrimineze ceea ce a făcut el ilegal atunci, atunci el n-a făcut nimic ilegal. Maestru Hurduc, pentru dumneavoastră a cântat... Vin și pleacă, că da, nu poate să stea Hurduc cu două ore, rămas... să le iei tu cu întrebări, cu nu știu ce. A rămas și a... Și a... Dă-i seama. Bun, da, este clar... Și așa și e. Dar amatorii de limba rusă știu că... Până la urmă, rușii au o vorbă. Don't do the crime if you can't do the time. Nu? Sau cum era? Da. Don't do the crime if you can't do the time. But the time is an illusion. Da. Iată. Putem să luăm și pe Ion Iliescu, că vorbește engleza tot cam ca noi, așa. The ducks came from the tracks. Un membru al CSM, cum să tai el așa, un membru al CSM, deci nu e prea cunoscut, CSM? Să înțeleg. E titlul de ăla de om așa, la limita... Da, că nu e prea... La limita celebrității. Nu-i suficient de celebru să-i spun. Dacă era Dănileț, când era Dănileț, e mai relevant CSM-ul decât el. Și atunci dai mai degrabă... Când e CSM-ul mai cunoscut decât tine, da, e clar că ești anonim. Un membru al CSM anunță că este cercetat disciplinar la sesizarea unui judecător CCR. Este vorba de domnul Lăzărâu, fost Ceaușescu. Ex-Ceaușescu. Care este inamovibil. Poate e Ceaușescu și acum, căci dacă era Ceaușescu în trecut, da, timpul e totuși o iluzie. Bogdan Matescu este numele domniei sale, da, și zice Matescu așa. Vă spuneam că eu cred sincer în ideea de transparență și că nu am nimic de ascuns, zice domnul Matescu. Mutați-vă, domnule, din țară, că n-ați nimerit bine aici. În această linie de consecvență aduc la cunoștință tuturor, în special colegilor mei, că azi, așa, am primit rezoluția inspecției judiciare prin care, la data așa, s-a dispus începerea cercetării disciplinare împotriva mea ca urmare a sesizării domnului Lăzăroiu, judecător CCR, care reclama săvârșirea a patru abateri disciplinare printr-o postare pe pagina mea de Facebook. Deci dacă vă vine să credeți omul ăsta, membru CSM, a scris ceva pe Facebook, s-a enervat Lăzăroiu. Cum să te așa pe Newsfeed? Sesizare la inspecția judiciară. Deci stătea pe Newsfeed Lăzăroiu, stătea așa în jos, pam, 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 pam. Râdea, erau filmulețele alea amuzante, cu câini, cu pisici, și la un moment dat, mă, pe ăsta și ăsta e de la CSM. Cu poză cu câinele? A apărut domnul, uite că uite-l pe barbă, da, uite-l pe barbă, are câine. Stă în jos și deodată, barbu Matescu, nu? Opa. Așa e, al barbu. Ia uite-l. Ce zice mă ăsta? Ia sună la inspecția judiciară. Și sună și pe Zuckerberg pe linia ilată, că vreau să rezolvăm. Domnule, l-a scris pe Facebook, dă-i report, da, comentează-i de la... Domnule, eu n-am această senzație că domnul Lăzăroiu... Lasă-i un comentariu, dar tu suntem șmecher pe internet, cum? Nu știu. Cum se scrie? Se scrie, tu suntem șmecher pe internet și 3 puncte de suspensie, așa, știi? Nu știu, ceva, replică mă... Replică dură dată de un judecător CCR. Să-și facă un live ca Mircea Nebunu. Barbule, nu vreau război cu tine. Dar dacă te... Mă, sigur, așa, n-am rețetă, barbu Mate. Matescu? Da. Matescule, nu vreau război cu tine. Dar vin acolo peste tine la CSM, dar vino tu la CCR dacă ai curaj. După aia se apare și Matescu, să spună. Nu mai scrie pe live-uri. Lăzăroiule Ceaușescule. Uite, și Ceaușescu ăsta pare supranume, că nu te gândi că așa te chema și ți-ai renunțat la el. Da. Nu putem gândi care. Interesant moment. Dar gândește-te că în țara asta sunt procurori care încalcă legea, că sunt, clar. Da. Calcă drepturile justițiabilor. Sunt judecători care încalcă legea. Sunt multe decizii. Acuzații grave, da. Da, sunt demonstrabile. Da. Sunt decizii ale CCR care nu valorează nimic în sala de judecată. Tu n-ai ce face judecătorului, nu ai ce face procurorului, decât inspecția judiciară. Și acolo inspecția judiciară abia se târăște prin plângerea ta. Mă, dar aici au demarat ancheta că a postat Matescu ceva pe Facebook. Trebuie să ce a pus omul ăla pe Facebook. Mă, dar ce a pus omul ăla? A pus înregistrări cu fapte penale. Și-a făcut un autodenunț. Ce a putut să posteze ca să merite deranjul inspecției judiciare într-o țară în care abuzul e un fel de a doua natură? Ce a putut să facă? Și Lăzăroiul ăsta de la CCR. Banii am dat. Că mă enervează și omul ăsta. Nu are ce să fac. Asta înseamnă că îi ofer prea multe unui om pentru prea puțin. Deci are bani, că are salariu, are pensie, le cumulează salarii mari, pensii mari. E inamovibil. Cum îi spunea el consilierului prezidențial? Bă, sunt inamovibil. Simina, dar știi că sunt inamovibil. Nu pot să mă mișc de aici. Bă, parcă l-aud și azi, cum zicea. E inamovibil. Da. Are o funcție care nu e supusă niciunui control instituțional. În domeniul său este apogeu, nu există nimic peste el. Da. E un statut social privilegiat. E un mandat de 9 ani, că iese direct în pensie. Deși trebuia să iasă deja. Așa, e tolerat chiar și cu încălcarea legii. Mă, și totuși găsește timp să se supere de nu știu ce postare. Păi, mi se pare că ar trebui să-i lași omului Dumnezeu, care e sub nu-l tine. Nu-l văd pe el întrebuințător de Facebook. I-a arătat cineva. Această armă a necuratului. Nu deci știu. Nu-l văd pe el așa cu Facebook. Nu-l văd o cu cont de Facebook. O sta pe Instagram, o sta pe Twitter.
Victor, o sta pe Tinder, nu știu ce face, nu-i problema mea ce face Lăzăruiu cu mulți bani pe care are și cu enorm mult timp pe care îl gestionează liber, în timpul liber. Dar poate ia decizii de constituționalitate și pe Facebook. Este constituțional această postare. Nu e deloc constituțional. Trebuie să voteze, domnule, trebuie să voteze toți. Trebuie să voteze toți, dar el este inamovibil. Tu de la înălțimea funcției în care te-a cocoțat PSD-ul, mă-ți faci timp să-i deranjești pe muritori ăștia, care sunt judecători, stai... Totul, da, inspecția judiciară. Are profil de Facebook, domnul Lăzăruiu, deci trebuie să... Are cu nume fals. Să vedem dacă are profil. Care un fond de cu nume fals. Caută și cu Ceaușescu, poate a rămas pe vechi. Uite, pe stil vechi. Lăzăruiu și mai cum? Lăzăruiu Petre. Deci nu există code. Înseamnă că cineva i-a spus, bă, tu vezi ce scrie Mateescu pe Facebook? Pe ce? Pe Facebook. Poate l-are de înainte de 89, vezi pe Petre Ceaușescu. Are, domnule, United Kingdom. E un fel de... Da, domnule, e confident. E Facebook, e un fel de ziar care e pe calculator. Da. Și scrie toată lumea, scrie toată lumea. Și s-a ambalat că cineva i-a spus. Dar e posibil să scrie așa ceva. Bun, între timp apare și stenograma cea mai importantă, cea care definește faptul că domnul Răzvan Zanfir, cunoscutul interpret, a avut dreptate. Deci a apărut ultima stenogramă. Sper că nu s-a pus nimeni la îndoială. Adică, nu cred că asta cineva, m-o avea. A mai fost. Ultima stenogramă care vine să certifice făcătura. Deci asta mi s-a părut că le întrece pe toate. Domnul Țuțuianu, ultima înregistrare, nu stenogramă, că apare, mă rog, apare și cu sunet. Măi, poți să-i spui stenogramă pentru că scrie și pe înregistrare. Și cum ar fi ce domnul invoca mai devreme. Deci domnul Țuțuianu mai publică domnia sa, pentru că e clar că dânsul face treaba asta, mai publică o înregistrare în care, domnule, este așa ca un personaj absolut pozitiv, deci până și domnul Iohannis mă simpatizează. Cam ăsta e mesajul pe care îl transmite domnul Țuțuianu. Domnule, până și domnul Iohannis, care este un tip foarte economicos în aprecieri, domnule, m-a apreciat și a remarcat... Deci, mai avea puțin Țuțuianu să spună: a venit la mine Claus, mă rog, eu îi zic Claus, el îmi zicea domnul Țuțuianu, i-am tot zis, termină, domnule, lasă-mă, domnul Țuțuianu sus, domnul Țuțuianu jos. Vorbește-mi la pertu. Așa, păi îl cheamă Adrian Țuțuianu, nu? Zi-mi adiță, Claus. Claus, că domnule, că nu-mi permit, să știți, domnul Țuțuianu, dacă nu erați de la PSD, cu dumneavoastră făceam majoritate. Hai să ascultăm. E posibil să-i fi spus și asta, dar... ultima înregistrare a domnului Țuțuianu, cea care certifică faptul că avem de-a face cu o făcătură. Am vorbit cu Iohannis de 3 ori în CSAP și am avut 2 discuții în calitate de ministru. Una de aproape 2 ore, în care eu i-am spus care e situația armată și ce avem de făcut. N-am avut alte discuții în viața. Că sunt omul serviciilor. N-am avut în viața mea de legătură cu serviciile. Sunt niște dar și o întrebare cu Iustat mai mult ca așa. Ca asta de vorba cu Iustat. Mă să fiu și dacă omul ăsta înțelege funcția și așa cum este, dar nu ar trebui să dacă omul zic. Nu, bă, nu știu. Să fie și așa important. N-am avut niciodată o tine de sănătări și așa. Deci e un tipul de omul. Dici. Exact cum se poate, da? Când îi convence câte ceva agresiv, aveți exemplu din spațiul Cuba, din alucarul ăla, acolo în cărmii, procese la timp. Eu am stat de vorbă cu el, când am stat o oră și jumătate despre problema armată, în discuția a fost cam așa. M-am dus după vreo 3 săptămâni. Am fost foarte serios, când m-am dus acolo, am sunat o dubăsă, că era în supăia să știu cum îi va președinte. Am sunat și pe dragă, și trebuie să mă duc la președinte, să vorbesc. Problema mea, comandantul vârfelor armate. L-a întrebat cât timp are. Mi-a spus, domnule ministru, cât timp aveți dumneavoastră? Cât timp aveți dumneavoastră nevoie? Dar nu mai am altceva program. Și atunci eu, în silul meu, că știți că mă întreb, m-am dus cu un caiet cu 47 de probleme și am discutat o oră și jumătate. După o oră și jumătate mi-a spus așa, domnule ministru, deci ca să știți că am funcționat. Nu cred că este
la nivelul la care este un președinte, are responsabil, nici nu cred că e foarte implicat. Și se vede că nu e foarte implicat, că ne ținim în cerul în fiecare săptămână, nu poți să fie. Nu ce-i folosim elicopterul, dacă se interesează de-aia ce-i folosim mașinile puțin domnul Tuțuianu și spunea, vreți să-l sunăm acum pe Klaus Iohannis, să-l pun pe speaker să vedeți că mă știe pe nume? Hai să sunăm, uite, chiar în momentul ăsta scrie. Uite, scriem aici domnul Klaus Iohannis. Domnul Klaus. Chiar vreți să-l sunăm? Haideți că mai stau să-l sun acum de față cu voi, că probabil o fi... Dar poate și suna la un număr. Da. Și sună ocupat, a vorbit cu ăștia, cu Donald, cu toți ăștia. Cu nebunii lui. Să nu fie cu Vladimir, că i-am zis, vezi, dacă potolește-te te cu Vladimir ăla, da. Faci ce vrei, dar da. Vorba lui Codin Ștefănescu, eu nu mai stau la masă cu tine. Deci domnul Tuțuianu părea că vorbește. Domnul Tuțuianu, de ce n-ați făcut o conferință de presă, că v-ați încurcat cu înregistrările astea, se auzi și prost, au muncit colegii să pună subtitrare. Păi mine asta mă enervă, dar probabil că ele, nu, eu cred că ele au fost înregistrate bine, dar a spus pentru mai multă veridicitate. Dați la sonor, să se audă un pic prost. Deci, să pare că sunt înregistrate. Păi da, poate nu se înțelege. Se înțelege, se înțelege. Se pare că cineva din spate, cineva care, da, care se teme, care o să nu aflu. Deci e ceva așa, se pare mai credibil. Se pare dacă sune acum pe Tuțuianu și întreb, deci chiar așa e, vă respectă, Klaus Iohannis s-a întrebat, domnule, când aveți puțin timp, domnul Tuțuianu, că aș vrea să... Eu n-am... Mai aveam, dar le contramandez. Dă-i naibii de emisari ai puterilor străine. Sunt unii de la NATO aici, nu-i... Spuneți dumneavoastră când puteți, că da. Na, eu aici sunt, eu stau la Cotroceni. Da. Stai că am o oră, 40 de minute, dacă îmi faci o cafea, poate stau mai mult. Știi, eu fi făcut, eu fi pus sibricul. Imediat vin, cu șorțulețul. Deci, dacă îl întrebi, dacă e adevărată povestea asta, Tuțuianu nu va spune, nu vreau să comentez, nu vreau să mă laud că am o relație privilegiată cu președintele României și că probabil sunt singurul PSD-ist pe care îl respectă și alături de care ar face guvernarea. Eu vă dau cuvântul că dacă aș fi reporter, mâine sau poimâine, când va apărea, care e o vizită, cred că Klaus Iohannis săptămâna asta. La Klaus Iohannis, la Tuțuianu. Nu, la Klaus Iohannis l-aș întreba, bună seara, în prima întrebare, toți erau ăia, sunt nebuniți acolo, vreau să întrebe cu remaniera, dacă îl va revoca pe ăsta, pe Lazar, dacă ce veți face? Nu, liniște un pic, aș face liniște între reporte. Ce părere aveți despre domnul Adrian Tuțuianu? Și aș face așa. Știi și să-ți răspundă. Adrian cum? Tuțuianu. Tuțuianu, da. Din Ialomița? Nu, din Dâmbovița. Nu-l cunosc. Nu știu. Nu l-am. Pauză și ne întoarcem. Ne-am întors în direct, suntem la capitolul Poza Zilei și aici aș începe în mod festiv cu legătura construită, consolidată între mijloacele de deplasare prin capital, și anume RATB și Metrorex. Și avem o legătură stabilită între cele două mijloace prin care ai putea să călătorești ori pe sus, ori pe jos. Putea să călătorești, da. E bine să mergi pe jos dacă încă mai poți. Dar până una alta, haideți să vedeți ce se întâmplă cu poliția locală din Pitești. Asta chiar mă interesa. Până să ajungem la legătura dintre RATB și Metrorex. RATB poate aștepta, dar nu mai există RATB, domnule Buzăianu. Din Pitești. Te înștiințez așa, ca angajat al unei televiziuni de știri, îi se zice STB-ul. Îmi pare rău sau da. Bine că e ITB, că ar fi vrut lumea să asculte ultima piesă. Da. Ce e acolo? Ciopa, hai că s-a trecut. Păi ce ați făcut acum când ne-am ocupat de ea, scos-o de pe ecran? Dați-o înapoi. Ia uite-o, nici asta nu e. Hai că ajungem, le luăm ușor, ușor la mână. Niciun fel de grabă. Da. Până la o fără ceva, aici suntem. Aici ne găsim, nu plecăm de aici. Hai să vedem. Nu e chiar atât de importante pozele acum. Poți să le descrii. Putem să vorbim despre altceva dacă... Putem să vorbim despre orice alt subiect, da. Da. Sunt niște imagini care au circulat pe rețelele de socializare. Prima dintre ele, începem cu poliția din Pitești, unde iată că, domne, omul doarme un pic decât să amendeze aiurea cetățenii, mai bine. Vestea bună e că există poliție locală în Pitești. Vestea proastă e că... Vestea și mai bună e că doarme. Nu încurcă pe nimeni. Nu încurcă, da. Deci nu amendează bătrâne care vând leuștean, pătrunjel și alte substanțe de mare risc. Deci nu deranjează porumbeii din parc și acestea fiind cam singurele atribuții ale poliției locale. Dar ce visa omul ăsta? La ce o visa omul ăsta? Visează la amenzi. Ce își închipuie? Cum de la amendă? Cum spuneai, doamnă, legea e lege. Dura lex et lex. Haideți, scoateți banii. Haideți, nu mă interesează. Nu mă interesează că-s doamna noastră din curte. Da. Haideți. Următoarea imagine, să vedem care este. Următoarea poză. Mai mult, nu vreau să o prezint, să vedem ce ne pică. Hai să vedem ce ne pică pe următoarea fotografie. Să mergem și un pic la risc, e nevoie de puțin spontaneitate în emisiunea asta. Nu știu că este simplu. E nevoie de așa ceva. Următoarea este cu ce este?
Avocat. Deci au băgat la, au băgat la Kaufland, au băgat avocați, dacă aveți nevoie. În țara asta tot timpul e nevoie de un acum avocat. Că există căruț de mână. Da. Deci una principală revendicare nu a fost... Nu, la alt supermarket. Nu, și acolo. Da? Da, căruț da, de mână. Da, da, da. S-a cerut în Piața Victoriei în mod intens și s-a rezolvat problema. Până unde? Românii nu mai suportă să împingă la cărucioarele alea foarte mari. Așa, acum văd că există și... Avocați tot de mână. Dacă ai nevoie, poți să ții... La bucată sau la kilogram? Da. Este întrebarea. Nu știu dacă scrie acolo prețul. Hai, următoarea. Să vedem următoarea. Cât costă? Pare destul de ieftin avocatul, 5 lei. De bani ăștia te și reprezintă. Da. Te bagă în pușcărie de bani. Ce să faci? Era un avocat celebru despre care se spunea că are rata condamnărilor mai bună decât Chioveși. Și cea de la care am început și pe care o prezentasem anterior, legătura dintre RATB și Metrorex, iată cum se poate trece din una în alta. Sigur că asta e ceva mai autohton. E o stație intermodală. Cum? E o stație intermodală. Da. Deci practic se poate... Cunoaștem. Când vii în viitor, da, ca noi și ministrul cercetării, bun, cunoști lucrurile. Hai să lăsăm pozele, să trecem la imagini. La o dace care a făcut senzație în New York a fost și oprită de un polițist de autoritățile locale care nu dormeau cum făceau cele din Pitești. Iată că s-a intervenit cum stătea în New York un polițist, la un moment dat vede o dace 1300. Și vă dați seama că omul care știm bine că timpul e relativ, dar parcă nici chiar așa, adică o fi relativ timpul, da, sau nu relativ, ce ai zis, că nu există, sau cum a zis domnul ministru Răzvan? A zis că e relativ. E relativ, bun. Hai să vedem imagini cu Dacia care călătorește prin New York. Da, uite, baie galbenă, baie albă. Stai un pic, asta nu mai, sau mi s-a părut mie. Aici e alb negru, imaginea de ceea ce ești. Bun. Poate fi și la un moment dat este o Dacia Break 1300, călătorim prin New York cu domnului Donald Trump. Și la un moment dat, cum face ea stânga aici, pe arteră, va fi oprită într-un final de un polițist pentru că nu se poate așa ceva. Deci așa ceva nu mai nu există. Eu te răzbani un pic fascinat. Ai colapsat în fața acestei imagini. Da, am văzut multe lucruri în această emisiune, dar chiar așa ceva? Da, iată că e ceva românesc, circulă pe banda a treia. Deci eu trei benzi, tocmai ea s-a găsit să circule pe banda a treia. Este ceva care așa merg dacile. Da, face și taximetrie face fără autorizație, că să justificăm puțin culoarea. Culoarea New York, da. Da. Bun. Astea sunt imagini. La un moment dat au fost oprită de un polițist care... Hai, du-te bă, în țara ta. I-a cerut socoteală pentru că... Bine că nu i-a cerut șpagă. Da. E un lucru bun. Normal. Bun. Mergem către Lugoj. Lugoj. Hai, unde, Lugoj, te rog mult. Unde a fost inaugurat la un moment dat și cred că acum... Un an, doi, când a fost? Nu, când au fost alegerile pentru alegerile locale. Când a fost în acum prima doi, parte doi a anului 2016. 2016, acum doi ani. În campanie electorală din 2016. Cu asta s-a lansat primarul din Lugoj. S-a lansat cu această inaugurare a unui spa. Francisc Boldea. Că altfel nu putem să-i zicem. €1.000.000 a costat toată chestiunea. Nu, suma nu e importantă. Nu banii sunt importanți. Pentru Lugoj? Nu, pentru milion de euro în Lugoj? La nivel de România nu e mare lucru. Să știi că poate ar mai fi orășele prin România unde la €1.000.000, dar în Lugoj? Sunt un primar din Lugoj și inaugurând acest spa. Știm că a fost și spaul lui Vântu și spaul din Lugoj. Avem două variante de spauri. Nu se compară, n-avea Vântul ce au lugojeni. Nu. Toți zâmbesc, zice domnul primar, toți râd, dar nimeni nu a fost în stare să-l facă vreodată. Hai să vedem momentul inaugurării spaului, după care ne întoarcem și râdem, glumim în incintă. Spaul din Lugoj cuprinde afară 6 bazine, unul de 33 de metri pe 20 apă 1,60 m, unul de 4 metri adâncime pentru sărituri, două jacuzzi de mari dimensiuni, un bazin pentru copii și un bazin pentru tobogan cu două tipuri de căderi, galben și verde. Din spa face parte pentru prima dată după 700 de ani din istoria Lugojului un bazin acoperit. Toți zâmbesc, toți râd, dar nimeni n-a fost în stare să-l facă vreodată. Și asta este cel mai important lucru. Înăuntru veți vedea un bazin acoperit de 25 de metri pe 12,5 și 2 metri apa. Este bazin de înot cu 5 culoare pentru concursuri, cu tramboline sau bloc startul, cum le spune. Da, discurs emoționant al domnului primar, discurs în urma căruia, mă rog, sau cu care a devenit primar, iată acest spa. Problema
Dom'le, problema cu acest PAI este că el a costat ceva, dar nu e mare lucru, adică nu banii ne încurcăm. Nivelul financiar al orașului Lugoj, un milion de euro, nu, nu e nimic. Problema este că nu funcționează nici în zilele noastre. Acest PAI inaugurat festiv de domnul primar, era încântat, îți prezenta, îți arăta, are această particularitate că, deși a costat foarte mulți bani, deși s-a lăudat domnul primar cu asta, deși era ironic cu ceilalți, domnule, multă lume, mulți oameni râdeau, dar, domnule, el reușește să rămână nefuncțional. E foarte greu să ține funcțional un spa care a costat... Poate l-a făcut pentru oamenii din viitor. Poate da. A zis, construim acum în Lugoj un spa. Îmi permite, sper, să-l inaugurez. Da. În campania electorală. Da. După care îl închidem. Că știi cum sunt românii. Decât să se strice, haide să sunăm a domnul primar să-l întrebăm care e situația acestui spa, pentru că e interesant că costă, mă rog, inaugurat festivul și au trecut 2 ani și el nu e nefuncțional. Nu, să-l felicităm pentru faptul că s-au putut abține lugojenii. Nu s-au abținut lugojenii, l-a păzit perfect. El i-a abținut. Probabil cu poliția locală a spus, dacă trece de gard, îl împuști. Nu, nu vreau să văd picior de lugojan sau de altă nație în acest spa pe care l-am construit. Mai sunt niște echipamente pe care cei din așa trebuiau să le pună în funcțiune, pe care noi nu le-am găsit la fața locului. Am demarat și o acțiune în instanță cu dânsii. Iată, are scandal mare. După ce s-a lăudat cu el, hai să sunăm la el, că așa, să sunăm la omul acesta să vedem de ce nu funcționează acest spa. Poate că există o explicație... explicație și alta decât cea pe care am adus-o noi. Să reinaugureze în campanie electorală. Poate că mai trebuie, da, din nou refăcut. Deci, practic, mă țineți minte. Așa monument al primăriei și tu îl folosești într-o singură campanie? Da, nu, e păcat. Mai tragi de el 4 ani. Mai tragi de el, ca la asfaltarea de străzi. Cum vin alegerile, trebuie să inaugurezi și tu o stradă, să te vadă lumea că faci ceva. Ce mai inaugurezi în 2020? Da? Spa nu le mai faci. Și v-am mai făcut un spa. Nu merge. Păi, nu sunt multe, două? Tocmai de-aia rămâne la primul. Bun, nu răspunde domnul primar. Fi la relaxare la spa. Însu are voie să intre acolo în spa? Are o cheie așa și intră el seara. Și cu Mircea Joana. Și se întâlnește cu Mircea Joana. Da. Să-ți dai seama. Nu știu acum cu banii cum... Tot în campanie a fost și Mircea Joana la spa. Avem și altă campanie cu scandal. Nu știu dacă 1 milion de euro par mulți, par puțin, dar uite, citim o știre că Budapesta finanțează masiv etnici maghiari din Transilvania și că ar băga 8 milioane de euro în această zonă. E normal. Cât investesc? 8 milioane de euro. Nu vor să finanțeze și românii? Nu. Haideți, dacă ăștia. Tot are atâția bani Budapesta. Deci 8 spauri ar fi cu banii ăștia. Deci, Transilvania ar fi împânzită de spauri. Centura de spauri a Ardealului. Dar e un pic cam ostentativă investiția. Adică așa cum noi, dacă ne bucurăm de centenar, suntem ostentativi, da. Și banii ăștia băgați în Transilvania sunt ostentativi. Păi se bage 8 milioane în Transilvania... Da. 8 milioane în țara românească și 8 milioane în Moldova, Budapesta. Și nu ne mai deranjează că își finanțează etnicii. Finanțează, domnule, da. Domnul Juncker a iscat un scandal enorm în Ungaria în urma întâlnirii cu domnul Klaus Iohannis când a spus, nu știu, așa au venit cuvintele. Toată lumea a spus, domnul Juncker, când aveți criza aia de sciatică, vă doare spatele, nu mai dați declarații, că numai prostii spuneți. Nu, aici n-a zis neapărat prostii, dar a zis niște lucruri care teoretic, au părut prostii. Depinde din ce parte a graniței te uiți. Băi, fii imparțial, vorba aceea, că așa suntem noi. Domnul Juncker, îl vedem într-o nouă criză, în discursul său ținut în compania domnului Klaus Iohannis, a explicat că sărbătoarea centenarului e o sărbătoare pentru întreaga Europa, nu doar pentru România. Și este... pentru americi nu e? Dom'le, chinezii nu se bucură de centenarul românesc? Doar de zona pe care o are în gestiune. Cel ar puțin trebui să vadă mai larg. Până în luna martie sau când, aprilie, când îi se termină mandat. Și ce-mi spui tu mie? Biroul... De presă al Ministerului Ungar de Externe a transmis o îngrijorare. A vorbit... Ce a zis? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Da, a vorbit conform stării în care se afla. Da. Și a mai dat o declarație, zice, evidențiază lipsa cunoștințelor istorice, ceea ce confirmă faptul că președintele Juncker este la mai bun pe matematică. Este inapt pentru funcția ocupată. Și a venit după aia președintele Comisiei pentru Politică Externă a Legislativului de la Budapesta, Zsolt Németh, în luna mai a anului viitor va înceta în sfârșit mandatul domnului Juncker. Noi maghiarii... Și poate să bea cât vrea. Noi maghiarii acest lucru îl vom sărbători. Noi sărbăm centenarul, ei sărbătoresc plecarea domnului. Da, deci... acum diplomatic vorbind, domnul Juncker a spus o prostie. În primul rând, nu e un motiv de sărbătoare că s-a unificat în România. Ce să spun? Gândește-te la englezi, de exemplu.
care până de curând au fost Uniunea Europeană, dar vor fi întotdeauna în Europa. Da. Mă, ce mare bucurie pentru englezi că, domnule, ați aflat că s-a unificat România. Doamne, așa m-am bucurat. Zici că a câștigat. De ce e relevant? Dar de ce e eu mă bucur că s-a unificat Italia? De ce? Când s-a unificat ea? E un lucru bun. De ce să fii? Păi, uite-te și tu, Ungaria câte probleme creează. Mai bine că avem o Transilvania, că e în subordinea noastră și cum ar trebui să fie. Pentru că trebuie să vedem din ce moment al timpului privim. Timpul e relativ sau timpul nu există, cum zice domnul ministru. Dar depinde, trebuie să vedem din ce moment al timpului privim. Pentru că ea inițial a fost în teritoriu, în zona României, cumva în zona... Dar când a fost războiul civil din Spania și se băteau oamenii aia pentru secesioniștii între ei, e să te așa cu... Cu inima am zis, Doamne, cum s-a terminat, că numai la Spania. Adică asta e o dos de ipocrizie, să spunem. Centenarul Marii Uniri din România este o sărbătoare a Europei. Nu cred că e o sărbătoare, cred că e o sărbătoare a României și normal să fie o sărbătoare a României. Nu știu dacă bulgarii se bucurau când am zis, o să luăm și acest cadrilater, că vă că și așa n-aveți grijă de el, nu-l iubiți cât trebuie, să vină la noi. Și i-am și plătit istoricește pentru această... Deci, practic, ce funcționează la ei ca... ușor contraargument și anume faptul că domnul Juncker este un tip care consumă alcool și nu știu, la mine funcționează ca argument, că omul la beție spune adevărul. Deci eu mai degrabă l-aș vedea pe ăsta ca pe un argument. Domnul Juncker sărbătorește 1 decembrie, cum o vedeți? Ia o țuiculiță, așa în cinstea României. Înțeles, de ce n-ar fi? Vine la paradă. Vine domnule la paradă. Dar eu văd exemplu păi să se bucure aici cu noi dacă e așa fericit. Ziua independenței Americii noi ne bucurăm, nu? Adică văd că se face da, aici, ce petrecere am tras. Se face petrecere cu ploaie și cu toate. Da, dumne, la ambasadă, la d-astea, dar nu poți să spui mie că românii au ieșit pe străzi să salute această frumoasă sărbătoare americană. Bă, văd că de ziua Franței românii își pun steagul Franței acolo, e o stare de încântare. Iar poate ziua Franței nu-i neapărat. Poate tu stai într-un cartier de francez, cine domnule iartă-mă? Nu, cartierul francez pe lângă mine. Cert este poate că noi avem un tip de a ne bucura de zilele naționale ale altor țări. De ce e asta o problemă? Tu te bucuri? Da. Domnule, sărbătorești? Da, hai, domnule, să mergem, domnule, să cinstim în cinstea acestei zi. Domnule, când văd o zi de sărbătoare, vrei să spun ceva? Domnule, și de ziua Ungariei. Te bucuri? Am așa o stoi de bucurie, așa, festivă. Te bucuri și de ziua Ungariei mari? Vezi, cam asta vor să spui și ungurii. De ziua Ungariei, de ce să nu ne bucurăm? Ziua națională a unei țări e un prilej de bucurie, nu? Adică te bucuri așa de, văd lucrurile. Te bucuri de Ungaria mare? Mă bucur că a trecut. Am un amendament, că înțeleg că e o problemă în momentul când maghiarii văd armata română. Văd că e o problemă, că pare ceva ostentativ. Ar trebui să fie un motiv de bucurie când maghiarii văd armata română. Să sărbătorească, pentru că armata română a luat-o așa ușor, 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 până la un moment dat, în timpul istoriei astea mai puțin îndepărtate, și a eliberat de comunism, mă rog, potențialul comunism. A eliberat de comunism? De comunism, Ungaria. Bine, ne revedem. Făcut și aceste gesturi, armata română, înainte de a defila mândră între cârtoși colaci. Defilăm mândri de mâine încolo, de la ora 18, să aveți o Românie bună în continuare. Toate cele bune.